Bună! Sunt Luiza Dinică și am auzit că avem o pasiune și un crez în comun. Pasiunea de a scrie și încrederea în forța cuvântului. Țin să te felicit, pentru că, într-adevăr, cuvântul are o forță extraordinară în viața noastră. Știți care este arma unui jurnalist? Cuvântul. Din păcate însă, nu reușim întotdeauna să întrebuințăm cuvintele în favoarea noastră, deoarece cuvintele au forță, dar atât în sens pozitiv, cât și în sens negativ. Pentru că este pasiunea mea, pentru că am studiat asta, dar mai ales pentru că am acumulat experiență în acest sens, am gândit pentru tine un curs prin intermediul căruia vom învăța să luăm esențialul din comunicarea verbală, dar și din comunicarea non-verbală. Vrei să înveți să comunici eficient? În familie, pe stradă, la școală, la serviciu, în cercul de prieteni sau cunoștințe. Atunci vei fi bucuros să pășești în atelierul nostru de comunicare și vom vorbi despre tine, despre mine, dar și despre ceilalți, despre tot ceea ce ar putea fi relevant. Nu crezi că ar putea fi relevant? Eu îți spun doar atât. Primul pas din atelierul nostru se va axa pe încrederea în sine. Pierderea încrederii în sine înseamnă suferință și insucces. Și o să-ți spun ceva, un secret, pe care cu siguranță ți l-au divulgat și alții înaintea mea, dar căruia nu i-ai conferit suficientă atenție. Nimeni nu are putere. Tu ești cel care dă putere oamenilor. Tu singur, prin modul în care interacționezi cu lumea și în care abordezi realitatea. Cum să ai încredere în tine? Vei afla în atelierul de comunicare. Dacă vrei cheia pentru a intra în atelierul nostru, atunci înscrie-te pe canalul nostru de YouTube și, foarte important, nu ezita să-ți exprimi părerea prin comentarii. Până atunci, ai grijă de cei dragi și de inima ta.